Un avion se prăbușește pe o insulă locuită doar de canibali. Singurii supraviețuitori sunt un american, un ceh și un rus. Șeful de trib canibal le spune oamenilor: mergeți în pădure, aduceți-ne fructe, dacă nu ne aduceți, vă omorâm. Oamenii vin cu fructe, șeful de trib îi spune american, care a venit cu mere: dacă nu-ți bagi acest măr în fund, te omorâm, și dacă îl bagi și urle în timp ce îl bagi, te mâncăm. Americanul încearcă să-și bage măr în fund, urlă, mănâncă desigur canibalii. Vine rândul cehului, care venise cu portocale, și în timp ce îi se băga portocala în fund, începe să râdă. Canibalii se opresc, îl întreabă: ce e cu tine? Îți place? Ești divers? El zice: nu, nu mă pot abține din râs când îl văd pe rus cu un pepene în brațe. Lăsând glumele la o parte, haideți să vorbim despre Cehia. Această țară inițial purta numele de Bohemia, asta în secolul al IX-lea când a fost fondată. A făcut parte din Imperiul Roman în 1004 și s-a transformat în Regatul Boem sau Regatul Bohemia în 1198. Țara a fost foarte bogată și a atins piscul în secolul 13 și 14, iar din 1526, împreună cu Austria și Ungaria, a fost inclusă în Monarhia Habsburgilor. Monarhia Habsburgă, desigur, era catolică, a avut loc o revoltă care a durat 30 de ani împotriva acestui fapt. După terminarea războiului, a început germanizarea țării și a fost reintrodus catolicismul. Iar în 1806 a devenit parte din Imperiul Austriac, odată ce Sfântul Imperiu Roman a fost dizolvat. A fost interesant cât a ținut. Iar în 1918, după ce Imperiul Austro-Ungar a dispărut și el, Cehoslovacia s-a format. Și pe măsură ce naționalismul a crescut, și limba cehă a fost readusă la viață. Dar Cehia a fost ocupată din nou de nemți, însă cu ajutorul americanilor și a Uniunii Sovietice, Cehia a reușit să fie eliberată în 1945. Iar la finalul celui de-al doilea război mondial, majoritatea populației care vorbea germană a fost dată afară din țară. Iar un an mai târziu a început să înflorească țara, să ajungă la piscul frumuseții ei sub conducerea Partidului Comunist. Era ironic. Au urmat câteva zeci de ani de comunism, după cum știm, iar după 1989, la dispariția comunismului din țară, avem 1993, anul în care Cehoslovacia nu doar că era independentă din 89, ci s-a și despărțit în Cehia și Slovacia. În timpul comunismului, țara a fost condusă cu mână de fier, totuși oamenii se amuzau, o glumă din vremea aceea era cu privire la peștele auriu. Pe marginea unui lac era președintele de partid, prăjind la foc un pește de aur. Câți oameni vin și întreb: de ce ai prăjit peștele? Era de aur. Nu-ți dădea trei dorințe? Ba da, mi le-a dat. Simbolizând faptul că și dacă dădeai tot ce trebuia să dai partidului, acesta tot te ardea. În 1952, Jocurile Olimpice de alergat la 10.000 și 5.000 de metri au fost câștigate de către un ceh din Coprivnice, Emil Katopec. Acesta a intrat în istoria Jocurilor Olimpice prin victoria sa dublă la aur. Țara este mult vizitată în ziua de astăzi. Una dintre atracțiile țării sunt fabricile subterane construite pentru a se feri de raidurile aeriene, deschise și vizitabile. Părintele geneticii, Johann Gregor Mendel, s-a născut desigur în Cehia. În Cehia vei găsi unul dintre cele mai mari și frumoase castele din Europa. Castelul din Praga este cel mai mare castel antic din lume. Are 570 de metri lungime pe 128 lățime. Este extrem de mare, e cât 7 terenuri de fotbal, unul lângă altul. Cea mai veche librărie monastică din secolul 17 și 18, având cărți, va fi găsită în Praga. Serviciile de spa și ape sulfuroase, băi balneare cu alte cuvinte, sunt atât de populare și au fost din ultimele sute de ani, încât în secolul al XVIII-lea, țarul Rusiei venea aici pentru tratamente. Iar geyserul Pramet Vrilio, din aceea zonă balneoclimaterică, aruncă apă până la 12 metri înălțime. Și cu o înălțime de 150 de metri, sau cu o cădere, vei găsi cascada Pankavski. Însă munții nu sunt foarte înalți, cel mai înalt are 1603 metri, se numește Snezka. Nu e mare lucru de vizitat. Însă în munții Kronske din Cehia se găsește originea, sursa râului Elba. Oskar Schindler, omul faimos care a salvat 1200 de evrei, a crescut în Moravia, în Cehia. În țară, de asemenea, vei găsi peste 2000 de castele și castelașe, cel mai mare număr de castele dintr-o singură țară din toată lumea. Crăciunul este extrem de popular, la fel ca și în Germania, fiecare an au loc târguri de Crăciun, iar oamenii se uită cu fericire la Crăciun, spunea un bunic că de-abia aștept să vină Crăciunul, că în fiecare an mâncăm pește, se mănâncă pește de Crăciun, crab, iar nevastă mea se neacă, așa că trebuie să o ajut să-și revină și pot să o lovesc peste spate. În Cehia vei găsi zona Moraviei, Silesiei și Boemiei, totuși Silesia este destul de mult în Polonia. Iar în centru vechi din Praga vei găsi al treilea cel mai vechi ceas astronomic din lume, care este în sine o atracție turistică. În țară s-au filmat multe filme importante, Casino Royale, Misiune Imposibilă, Iluzionistul, Le Miserable. Moda națională a cehilor este corona. Bastionul cehilor este leul cu două cozi, iar cehii spun că nu este un leu cu două cozi, ci au fost cândva 2 lei. Multă lume spune că Praga este una dintre cele mai frumoase 10
orașe din lume. Are al doilea cel mai mare osuar din Europa, primul desigur este în catacombele pariziene. Într-o mină vei găsi ceea ce lumea numește Marele Canion Ceh. Aici vei găsi și Muzeul Igienei, care conține peste 2000 de articole folosite în igienă. Unele dintre acestea sunt faimoase, venind de pe embarcațiuni cum ar fi Titanicul. Toate acestea sunt istorice. A intrat în cartea recordurilor după ce au mutat o biserică veche, 1,5 km, pentru a putea să deschidă o mină după ce s-a descoperit zăcământ sub aceasta. În țară crește și vin, iar într-o pivniță de vin, făcută în calcar în dealurile de vin, crește un fel de mușchi care ajută vinul să se matureze mai bine. Țara este a 6-a cea mai sigură țară din lume în care poți să locuiești, este a 27-a cea mai conștientă din punct de vedere al impactului negativ pe care îl avem asupra mediului, are 10 de zone protejate și parcuri naturale, naționale protejate. Cubul de gheață a fost inventat de un ceh, Jakub Christoph Rad, în 1843. Jan Kansky, un neurolog ceh, este primul om care a venit cu o clasificare a tipului de sânge. Țara este o destinație pentru pelerinii creștini, sunt 12 biserici, 15 catedrale, o bazilică numită așa de către papă și o grămadă de mănăstiri. În această țară, cel și Metodius sunt cei care au adus creștinismul, iar când în Cehia au fost dezgropate oasele acestor doi, pentru că nu-și dădeau seama cehii care e care, au luat oasele, le-au trimis în cutii în timpul regimului comunist în Rusia, acolo au fost făcute studii pe aceștia, s-au întors înapoi două cutii micuțe, doar cu cenușă, cu mesajul, acesta este Ciril, a reușit să scoatem mărturia prin interogatoriu. Înainte celul de-al doilea război mondial, în țară locuiau undeva la 120.000 de evrei, în ziua de astăzi mai sunt doar 14.000 și în ciuda faptului că țara este puternic creștină, puțină lume mai este religioasă în țară. Sub 20% din populație spune că mai crede în Dumnezeu, nu doar că nu este religioasă, practicantă. Ba chiar este una dintre cele mai puțin religioase țări din lume. Boemia este faimoasă pentru cristalul din Boemia. Limba oficială în țară, desigur, este ceha, iar limbajul sudomuților este foarte asemănător al lor cu cel al austriecilor și al italienilor. Totuși, în timp ce se vorbește în țară și slovacă și rusă, trebuie să știi că ceha este considerată una dintre cele mai grele limbi de învățat din lume. Totuși, cuvintele nu par așa de grele, mulțumesc e de cuji, iar salut e ahoi. Deci deja știu jumătate din limbă. Iosef Capek, scriitorul, este cel care a venit și cuvântul robot în novela sa Rur. Este un muzeu în aer liber. Vei găsi acolo arhitectură până și comunistă, cubistă, gotică, renașcentistă, clasică, baroc, rococo. Ce vrei tu, doar să te duci să vizitezi cu camera în mână. Există festivaluri de păpuși și de marionete. Sunt foarte populare ca și metode de spus povești pentru copii, de adulții care sunt maestri la această artă. Berea, dacă o cer, o chem Privo și ei sunt cunoscuți ca și cei mai mari consumatori de bere din lume pe cap de locuitor. Aici, prima berărie se estimează că a existat din anul 1993. Nu există unul înainte. De exemplu, F.S. Pilsner este din Cehia. Toamna cehii ieși la vânătoare de ciuperci. Este o activitate în aer liber pe care o apreciază oamenii pentru relaxare. Desigur, și gătesc ciupercile. Știu că și noi ieșim să căutăm ciuperci, oamenii de la țară ies, însă mi se pare interesant că au transformat-o într-o sărbătoare. Pe podul Carol se află bustul unui bărbos. Acel bust se folosea în vremuri antice pentru a se avertiza oamenii când trebuie să se miște din loc, să plece, să se mute, pentru că urmează să inundeze. Dacă apa trecea peste bust, era vremea să se mute mai sus. Din secolul al XVIII-lea, Praga a fost numit cel mai frumos oraș din Europa, iar castelul Praga, pe care numea mai devreme, în caz că ai fost la castelul huniazilor, eu am fost de 4 sau de 5 ori. De fiecare dată am terminat partea de intrare și aripa din stânga, niciodată n-am avut energia de a merge și în dreapta și în față, zic hai să văd ce se mai întâmplă și aici. Anul acesta am făcut-o, am mers până acolo în sfârșit. În fine, dacă acela ți s-a părut complicat și greu de văzut și vizitat, trebuie să știi că în Praga castelul are 700 de camere. Trebuie să ai stare fizică și măcar o zi întreagă la dispoziție, dacă nu 2-3. Și tot în Praga, dacă vrei să mergi la distracție, parcul acvatic Aqua Praga, trebuie să știți că este cel mai mare parc acvatic din Europa Centrală. Vi-l recomand. Treceți și pe la Hoidul Sobosul în drumul vostru, interesant și acela. Franz Kafka, dacă nu ați citit niciuna dintre cărțile lui, vă recomand Castelul. Este de asemenea ceh, scriitor renumit, foarte întunecat. Tot în Cehia, în 1927, doi medici sunt recunoscuți ca și fondatorii chirurgiei plastice. Cehia, cum se numește în 2016, este și cea mai prosperă țară din fostul bloc comunist, să zicem. Are standarde înalte ale nivelului de trai, salariile sunt bune și țara este stabil economic. Economia este susținută de către turism, cu peste 10 milioane de turiști anual, în unii ani mai mulți, în unii mai puțini, eu iau și un an mai bun. Desigur, compania producătoare de mașini Skoda, care în ziua de astăzi este produsă de grupul Volkswagen Audi, vine din
Cehia. Pentru Cehia, pandemia de astăzi nu este o problemă atât de mare, pentru că din Europa are cele mai multe paturi de spitalizare, mai ales pe cap de locuitor. Din păcate și are nevoie de ele, pentru că are și cea mai mare rată a mortalității din cauza cancerului din Europa. Țara este printre cele mai rapide 10 țări din lume la viteza de internet, nu are granițe închise cu restul țărilor europene și are aproape 50 de aeroporturi pe care poți să aterizezi dacă vrei să vizitezi țara, lucru pe care ți-l recomand. Trebuie neapărat să văd Cehia. Înainte să ajung la visele mele din Africa, trebuie să văd Cehia pentru că sună incredibil. Spuneți-mi dacă ați fost în vizită, cum mi se pare țara, ați locuit acolo mai multă vreme, ați lucrat pe acolo. Faceți o descriere și o recenzie scurtă a țării din punctul vostru de vedere, dacă sunteți deja acolo, cum e. Nu vă mai țin, eu sunt Alex Cosma, nu uitați de share, like și abonare cu butonul de notificare și până data viitoare, atenție, cad mere.